făcut fericit pe Xiaomi și ai făcut fericit pe fanii Rapidului. Te așteptai să mă arcă să duc în seara asta? Cu siguranță, nu mă bucur că am reușit să obțin cele 3 puncte. Pentru personal, pentru mine e o reușită importantă, că am marcat de 2 ori. Dar asta nu diminuează deloc meritele întregii echipe. Ești tu talismanul domnului Șubudică? Nu cred că e încă momentul să vorbim de astfel de lucruri, doar nu fac treaba pe teren. Care zice aceste lucruri? Nimănui, sunt pentru echipă și pentru mine, atât. Care gol ți-a plăcut mai mult? Cu siguranță al doilea, cred că a fost mai spectaculos decât primul. Tu cum te simți în București? Te-ai acomodat la Rapid până acum? Ai mai fost și acea perioadă când ai fost cu examen de bacalaureat și... Mă simt foarte bine. Îmi place aici și mă bucur că am ajuns într-un loc. Ți-a dat Șumudică mai multă încredere? Ce ți-a făcut în ultima perioadă? Nu cred că mi-a făcut nimic special, totul vine de la mine. E victoria care să facă un Rapid de neoprit? Toată lumea speră acest lucru, cu siguranță, și noi sperăm să fie așa. Chiar credem că poate fi victoria care să ne descătușeze. La 3 puncte de play-off acum. Trebuie să obținem puncte în continuare și să ajungem unde ne-am propus. A apucat să vă spună ceva, Mare și Modică, în vestiar? În vestiar nu, ne-a lăsat să ne bucurăm. Câte goluri ai făcut? Nu am astfel de obiective, doar să crești și să ajut echipa. Cum te simți? Momentan foarte bine, am reușit să câștigăm. Că știu că ai avut și un moment. Da, cu Glezna în prima repriză, dar a fost pe moment, atât. Pe atâta e atmosfera mai bună cu Mare și Modică, antrenor, cum o vedeți voi? Nu știu dacă e mai bună, cu siguranță el e un rapidist care poate ne face și pe noi să conștientizăm ce înseamnă acest club. Are un mod aparte de a vă motiva? De a vă spune lucrurile înainte de meci? Nu cred că e un mod diferit față de alți antrenori pe care am întâlnit. Ai primit vreun mesaj special din partea colegilor după această dublă? Toți m-au felicitat și nimic mai mult. Nimic mai mult? Nici o glumă? Dar nu. Liderul Cristi să pună aruces la presă. Doar să joc ce știu, atât, nimic special. Etapa viitoare va fi un test important pentru voi? Da, de acum fiecare meci e un test pentru noi. Cum am spus și înainte, sperăm să obținem cât mai multe puncte și să ne atingem obiectivul. Cum a fost atmosfera? Că a părut că a jucat acasă în seara asta. Da, pe această cale și mulțumesc suporterilor care au făcut această deplasare. Ne-am simțit, cum ați spus și dumneavoastră, ca acasă. A fost foarte frumos. Mulțumim frumos și felicitări!